Și mie aș vrea să vă invit cu respect, stăm pe picioare, vom asculta cuvintele Scripturilor, cuvinte care ne pot mântui sufletul. Spune cuvântul Domnului să ascultăm pe evlavie cuvântul Scripturii. Domnul mi-a așezat pe inimă încă, să spun așa, de aseară, asta noapte, în mintea mea, mereu și mereu câteva gânduri. Aș vrea să rămân la îndemnul Duhului Sfânt, chiar dacă suntem la zi în care ne apropiem de trupul și sângele Domnului. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 11. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios că nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i ferbinte înaintea lui Dumnezeu. Să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine, și care împarte drept cuvântul adevărului. Și din 1 Timotei, capitolul 6, versetele 11 și 12. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, abundenția. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amen. Băieți, să vă așezați. Dragii mei, aș vrea să colaboreze în această zi și cu frații cântăreți. Să-i rog să se pregătească să cânte acum o cântare potrivit cu momentul acesta, cred din momentul acesta. Și apoi eu voi sluji din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi ști cântarea, voi rămâne și voi cânta cu voi. Crucea e ascultarea Domnului Iisus, cea mai înaltă jertfă care s-a adus. Darul cel mai mare, prețul neîntrecut, ca să mântuiască ce era pierdut. Oh,
prezenți la acest minunat act al împărtășirii cu trupul și cu sângele Domnului. Pe unii nu v-am văzut de mult și pentru voi vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în această zi, mintea mea stăruiește, pentru că avem și copii, o spun mereu în biserica unde slujesc, în Câmpia Turzii, spun mereu ce înseamnă pentru noi lucrarea aceasta. Am spus-o la dumneavoastră, nu mi este greu, spunea Apostolul Pavel, dar tuturor dintre noi ne este de folos. Cartea Exodului, capitolul 12, versetul 26. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta,
să răspundeți. Este jertfa de Paști în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aron. Așa au făcut. Versetul 24. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Iar finalul versetului 25. Să țineți acest obicei sfânt. Amin. Dragii mei, ori de câte ori am posibilitatea să fiu la un act sacru al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, eu mi-aduc aminte, noi mi-aducem aminte căci suntem mântuiți nu datorită poziției noastre în societate, a faptelor bune, a caracterului nostru onorabil, ci suntem mântuiți pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi, l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, a plătit prețul la Golgota și datorită jertfei Lui, eu am căpătat iertarea păcatelor. Dumnezeu a luat într-o zi buretele și a șters tot trecutul meu. Și din mine un ticălos și un păcătos. Domnul a făcut un copil al Lui și sunt mântuit datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Deci a spus, slăviți să fie numele Domnului. De aceea obiceiul acesta. Nu este bine să creăm tradiții care până la urmă duc spre moarte. Dar sunt anumite sacrilegii, lucruri care au conotații sfinte și care trebuie păstrate în casa lui Dumnezeu. Obiceiul acesta sfânt, să țineți, spunea Domnul poporului Israel, și noi îl ținem. Citeam în această zi cuvântul pe care Domnul l-a așezat prin inspirație divină apostolului Pavel și îl scria unuia dintre copiii lui de suflet. Nu știu dacă lucrurile acestea le-am împărtășit cu dumneavoastră, nu am ținut minte, de obicei nu îmi notez neapărat mesajele și locurile unde le țin. Sunt un om care îmi place călăuzirea Duhului Sfânt și modul în care Domnul călăuzește mintea mea în slujire atunci când trebuie să o facă în fața bisericii. Dacă am mai spus lucrurile acestea la dumneavoastră, cred că Domnul va duce într-o nuanță nouă, dacă nu vor fi pentru învățătura noastră. Și anume, cum arată un om al lui Dumnezeu și ce ar trebui să facă un om, nu neapărat când vine la cină. Pentru că noi nu avem în viața noastră, în viața aceea, știți, undeva, sinusoidală, să spunem așa, când urcăm, când coborăm, vine împărtășirea, gata, ceva, stăm cu minți, nu mai vorbim, căutăm să reparăm relațiile. Nu. Viața de pocăință înseamnă o viață constantă, o viață de slujire, o viață care se placă lui Dumnezeu. Cum arată un om al lui Dumnezeu? Cuvintele pe care Apostolul Pavel le scrie acestui slujitor tânăr, copilul lui în credință, atunci când îl întâlnește prima dată, o să revin puțin aspectul acesta, când frații îl vorbeau de bine în Fapte capitolul 16, când l-a întâlnit în biserică, îi scrie de data aceasta, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu el. Nu se poate un copil al lui Dumnezeu, om al lui Dumnezeu. Biblia ne numește oameni al lui Dumnezeu. Să ne numim copii al lui Dumnezeu dacă nu a murit. Scuzați expresia, dacă n-a fost o mormântare întâi. Dacă n-a fost o lepădare, o omorâre a ființei eului nostru. Adevărat este cuvântul acesta dacă a murit împreună cu el. Pentru că astăzi găsim în nuanțele religioase a tuturor celor ce vin spre Dumnezeu oameni care nu doresc să-și omoare euul. Care nu înțeleg că trebuie omorâte pretențiile, ambițiile, uneori chiar viziunea, uneori chiar, știu eu, schimbată cariera. Există o schimbare de 180 de grade a oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. În primul rând, trebuie să fie o întâlnire reală, o întâlnire autentică, o cunoaștere în plinătate a lui Dumnezeu. Uitați-vă puțin la câteva exemple ale Sfintelor Scripturii. Biblia spune despre Elisei, un om cu poziție socială, un om înstărit în vremea lui, care avea posibilitatea să-și câștige existența într-un mod onorabil și era și harnic. Împreună cu cei care lucrau în onoariu pe care le deținea, el spunea că era la cea de-a 12-a pereche de
să spunem așa, cum este termenul Scripturii, în urmă la asta, și Ilie merge și aruncă mantaua pe oameni. El înțelege ce se întâmplă, realizează că Dumnezeu îl cheamă și spune doar atât. Lasă-mă să mă duc, să-mi iau la revedere de la părinți. Își aduce acolo jertfa cu ceea ce însemna din ceea ce era al lui și începe o nouă viață. O viață care însemna uneori să toarne apă pe mâinile lui Ilie. E ce interesant. Să-l urmeze pe un om destul de ciudat în gândirea lui. Un om care a avut curaj să iese în fața unui împărat și să spună viu este Domnul că nu va cădea ploaie în țară decât după cuvântul meu, autoritate. Da? Un om care a văzut atâtea lucruri la el și își schimbă drumul și traiectoria și viața. Înțeleg din acestea, dragii mei, înțeleg din acestea și ar fi multe exemple, dar n-ar ca să mă duc în Sfânta Scriptură, noi și eu, și mă gândesc la mine, la persoana mea, gândește la tine. Ziua în care viața mea a fost impactată de prezența lui Dumnezeu, nu doar mintea. Mântuirea nu înseamnă doar schimbarea minții și apoi lăsarea lucrurilor să vină așa. Dar, într-adevăr, înseamnă metanoia, schimbarea gândirii. Dar mi-aduc aminte de acei ani frumoși ai adolescenței, ziua în care l-am întâlnit pe Domnul, ziua în care totul s-a răscolit cu susul în jos în viața mea și ceva a prins o nuanță nouă. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El. Nu se poate, dragii mei, frați și surori din zona aceasta, din orașul acesta, din împrejurimi, îl slujim pe Domnul de atâta timp, dacă nu am murit față de lume, și dacă nu am înviat față de Hristos, nu avem adevărată identitate de oameni credincioși. Un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă în viața lui experiența aceasta care va rămâne pentru toată viața lui, pentru toate zilele lui, experiența întâlnirii și întoarcerii la Dumnezeu. Ziua în care am murit față de lume, față de pretenții, față de ambiții, față chiar de carieră, scuzați-mă că mă repet în această zi, ziua în care Apostolul Pavel, un om cu atâtea posibilități, un om care făcea parte din Sanhedrin și care avea așa autoritate studiind la cele mai înalte școli din vremea aceea, când se întâlnește cu Domnul Hristos, el moare față de el, față de toate ambițiile lui și se deschide o nouă perspectivă. Și Dumnezeu îi spune lui Anania, du-te că l-am ales. Și l-am făcut un vas ca să ducă Evanghelia mea înaintea multor neamuri, chiar și în fața împăraților. Ce vreau să spun în această dimineață, dragii mei, ascultați-mă bine. Ne uităm unii la alții și uneori nu vedem în noi capacitatea și planul lui Dumnezeu pe care îl are pentru fiecare dintre noi. Și suntem atât de mojici, scuzați expresia, în gândirea noastră, crezând că Dumnezeu doar atât poate face. Planul Dumnezeu cu fiecare dintre noi e un plan extraordinar, un plan măreț. Și Dumnezeu are plan cu tine, cu tine, cu tine, cu tine. Și Domnul spune, te iau de aici și uite, te așez aici și vreau să fac ceva. A primul lucru, trebuie să murim. Până nu există o dezbrăcare totală de noi, Dumnezeu nu poate investi în totalitate în mine. De aceea, primul gând, nu uitați, un om al Dumnezeu este un om care are o experiență, o întâlnire deosebită cu Dumnezeu. Spuneam despre un alt lucru pe care l-am văzut în viața lui Elisei, mă întorc la el, experiențele deosebite care apar în viața noastră. Dacă aș sta în această zi să vă spun, ridicați-vă cel puțin capii de familie și spuneți o experiență din viața familiei, ați avea ce spune? Câte nu sunt? Câte nu sunt? Omul lui Dumnezeu este un om care și are experiențe. Știți care a fost prima experiență, sau una din experiențele frumoase ale Elisei? Când Domnul răpește pe Ilie, 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 9 până la 14, dacă reușesc, Biblia vorbește acolo despre momentul în care vine Domnul și îl răpește pe Ilie și Elisei este prezent acolo. Experiență. Experiență. Ce-ar fi viața noastră fără experiență?
ce-ar fi viața noastră fără ca Dumnezeu să, să aducă în lucrurile cele frumoase. Și dacă am stat să mărturisim, vreau să vă spun că ar fi poate cea mai frumoasă slujbă în care numele Dumnezeu ar fi onorat. Și chiar vă invit să o faceți în viitor, ziua în care să proslăviți numele Dumnezeu. Vreau să mă duc spre al doilea gen din această zi, și anume că omul Dumnezeu, el are anumite principii. Are anumite principii. Spuneam în versetul 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Frații mei, am venit astăzi la împărtășire, am venit aici și căutăm să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Cum ne înfățișăm noi ca oameni al lui Dumnezeu? Oamenii lui Dumnezeu se înfățișează înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni încercați, care n-are de ce să le fie rușine. Nu priviți lucrurile acestea materiale. Dacă ar fi aici Domnul Hristos și ne-am așezat în fața Lui, cum am stat să primim astăzi? Am să amintesc patru lucruri care trebuie să guverneze viața omului credincios. Potrivit cu ce am citit și din 1 Timotei, capitolul 6. Unde Biblia vorbește aici despre ce spune Apostolul lui Timotei că ar trebui să facă, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Dragii mei, direcția lumii, priviți-mă puțin, direcția lumii e așa. Care e direcția credinciosului? Nu vă uitați neapărat la persoană, uitați-vă în Biblie, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Lumea își face reclamă la tot ce îi place ei. Și scoate în evidență, cu nonșalanță și fără de rușine, lucruri despre care este rușine să vorbim. Și lumea le aduce inclusiv în casele noastre prin tehnologia pe care o avem. Și uneori o aduce până în cugetul meu și până în gândirea mea. Pentru că asta a vrut diavolul să așeze în viața fiecărui om. De aceea Biblia spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit față de lume, omul lui Dumnezeu, fugi de lucrurile acestea. Fugi de lucrurile care îi plac lumii. Nu știu cât de pe gust este predica din această dimineață. Dragii mei, noi suntem așezați și voi ați fost așezați aici de Dumnezeu cu un scop. Să nu semănăm cu ceilalți. Să nu fim ca ceilalți, ca și lumea. Căci lumea cu tot ce este a ei, spune Biblia, va pieri. Și să nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. E atât de interesantă filozofia, dacă vreți, sau modul în care Dumnezeu gândește viața noastră. Uitați-vă la Iosif și frații lui. Tot ce însemna frumusețea familiei, conjunctura lor, Iosif era diferit. De ce? Poate că tu în casa ta, poate că tu între colegii tăi, poate că tu în conjunctura lucrurilor unde ești, nici cum nu potrivești și totdeauna când tu apari, ești spinul de care nimeni nu are nevoie. Stingerit de prezența ta. Oamenii își pun mâna la gură când tu apari pentru că își permis să facă glumele acelea urâte. Sau să vorbească așa. De ce? Pentru că noi, dragii mei, om al lui Dumnezeu, fugi de lucrurile acestea. Am venit la împărtășire. Și când privesc spre Hristos și mă uit la urma pașilor mei din vale, cel puțin din săptămâna care a trecut, vreau să spun, Doamne Iisuse, nu-mi e rușine. Stau lângă Tine, prinde-mă Tu în brațele Tale. Vreau să fiu una cu Tine. Fugi de lucrurile acestea. Dragii mei tineri, fugiți de poftele tinereții. Aveți grijă de asta. Spunea Duhul Sfânt într-o descoperire că o travă a păcatului Dumnezeu a așezat-o până și în hainele noastre. Și acolo putem, știți? Și la dispoziția fiecăruia dintre noi. Să ai puterea și discernământul să selectezi, dincolo de tot ce este asta, să fii un om integru. Fugi de lucrurile acestea. Pentru că ești un om al lui Dumnezeu. O să-i nume. Fugi de iubirea de bani, în 1 Timotei 6:10. Fugi de poftele tinereții. Fugi de întrebările nebune. Fugi de fleacuri, bancuri, vorbe ușoare. Fugi de lucrurile acestea. Acestea sunt lucruri pe care sunt nominalizate aici, în epistolele acestea pe care Apostolul le scrie.
Al doilea lucru pe care trebuie neapărat în viața unui om ca și principiu, sunt căutările noastre, dragii mei. Îmi place atât de mult când mă duc în casele unor oameni, caut cu privirea mea biblioteca. Nu știu de ce. Și dintr-o simplă privire îmi dau seama cultura. Și îmi dau seama ce iubește omul acela, ce cărți are în biblioteca lui. Și îmi dau seama de valorile pe care el pune bază. Și nu numai. Și nu numai. Îmi dau doar o simplă exemplu. Pentru că căutările noastre, spune aici în versetul acesta, și caută, caută. Al doilea principiu, după ce fugim de tot ce este în lume și nu-i plăcut lui Dumnezeu, este caut neprihănirea, credința, dragoste, pacea, blândețe, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, spunea Apostolul. Caută lucrurile acestea, lasă să te definească. Caută neprihănirea lui Dumnezeu. Caută să fii matur. Caută părtășia frățească. Spune aici în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 9, Pavel lui Timotei. Caută de vină curând la mine. Caută să rezolv problemele. Se ruga la sorale și mi-a plăcut. Să căutăm rezolvarea problemelor dintre noi. Chiar cuvântul Domnului la ora de rugăciune. Până nu îngheață apa. Întreb pe cei ce sunteți căsătoriți. Ați dormit vreodată spate în spate? Fără să vorbiți unul cu celălalt. Pentru că dacă vine seara și noi nu suntem să ne rezolvăm toate problemele, câte nu sunt? Și cu cât familia mea mai cu atâtea problemele sunt mai delicate și mai multă răbdare. Caută să rezolvi problemele până nu îngheață râul și vine iarna și nu se mai poate face nimic. Caută-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi, spune profetul Isaia. Al doilea lucru, dragii mei, omul în Dumnezeu are principiul acesta al căutării valorilor care îl aduc pe Dumnezeu în viața. Mă și grăbesc în această dimineață, văd că timp fuge așa de repede. Tot aici, Apostolul spune, n-am citit în 1 Timotei, tot la capitolul 6, pentru că este o curgere a ideii, spune în versetul 12, ce am citit și apoi vom merge mai departe, luptă-te în lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care te-ai chemat și pentru care poți, ai făcut acea frumoasă mărturisire. Luptă-te în lupta cea bună. Ați auzit expresia aceea? Frate, de când m-am pocăit, toate merg pe de-a doasele. De când m-am pocăit, nimic nu m-am ies. Nu știu la voi cum a fost, dar vreau să vă spun că e întrebarea cu care vin cei mai mulți atunci când stăm în consiliere. De ce, frate, dacă m-am pocăit toate acestea? Există o luptă. O luptă a credinței. O luptă a păstrării anumitor lucruri în viața noastră. Frații mei, nu vă luptați niciodată cu telecomanda pe ce program să o dăm. Nu vă luptați în vremuri electorale cine să fie mai mare sau cine să fie mai mic. Lupta pe care eu o văd prioritară în viața unui credincios, luptă-te cu tine însuți. Luptă-te cu gândurile tale, luptă-te cu poftele tale, luptă-te cu, știu, dorințele care nu sunt după voia Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că cine se birește pe sine însuși este mai puternic decât cel ce birește cetăți. Mi-aduc aminte, a fost o vreme când m-a luat la vremea aceea tinereții fratele păstor, coordonator de atunci și mi-a spus: frate Matei, ce faci? Și-o până m-am trezit. Și a spus: frate, mă lupt, zice, cu tine sau cu alții. Așa de, așa la locul ei a fost întrebarea aceea. Și am spus, m-am uitat oare cu jene și am spus: cred că ar trebui cu mine. Luptă-te, Matei, cu tine. Spunea psalmistul în Psalmul 39 și o repet de și poate știți spisea aceasta mea. Am stat mult în tăcere la ora de rugăciune, nu? Nu, dragii mei, când frații ne motivează de aici, când frații slujesc cu atât ardoare, îmi deschid și eu inima înaintea Dumnezeu. Am stat mult în tăcere. Măcar că eram nenorocit de tot și tot de durerea mea, nu era mai puțin mare. Și este acolo o expresie care spune: cât timp a stat cel rău înaintea mea. Cât timp stă diavolul. Și vreau să vă spun că avem un dușman care nu doarme, nu are nici concediu, care nu mai merge nici în excursie și toată ziua e după tine și după mine.
să mă lupt cu mine, să mă lupt să știu cum să vorbesc, să mă lupt să știu cum trebuie să lucrez, cum trebuie să mă port. Și zic, Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Și ultimul lucru, versetul 14, păzește porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Despre ce poruncă vorbește aici Apostolul? Uitați-vă, dacă aveți Biblia dumneavoastră, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13. Dreptarul învățătorilor sănătoase pe care le-a auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Iisus Hristos. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt, care locuiește noi. Frații mei, atunci când Domnul a venit și a făcut curățenie generală și m-a transformat și m-a mântuit, a curățat, a măturat casa și a lăsat vasul curat. Și apoi a venit și a așezat în viața mea valorile acelea divine. Și mi-a spus atunci, Matei, am așezat în tine natură dumnezeiască, păzește-o. Păzește lucrul acela bun care ți s-a dat. Și Domnul a început să ne dea și noi la voi, Dumnezeu vă da pol și talanți fiecăruia. Păziți-l, așezați-l, puneți-l în negoț. Pentru că vine cineva care găsește casa curată și măturată. Și dacă Domnul nu e acolo, face lucruri și se întâmplă mult mai rău. Mult mai rău. Păzește lucrul acela care ți s-a dat. Știți cum se strică natura dumnezeiască? Haideți să citim ceva din Biblie. Spune Apostolul Petru, și aș vrea să citesc cuvântul acesta, în epistola pe care o scrie în felul următor. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeu asta lui putere ne-a dat lui tot ce primește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți, aici am să ajungem, părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Domnul a venit, a făcut curățenie generală, m-a făcut un om nou, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, toate cele vechi s-au dus și apoi eu sunt un om după voia lui Dumnezeu. Dar vine diavolul prin poftele firii pământești și mi-a țiță trupul, mi-a țiță mintea, mi-a țiță, știu, toate simțurile mele și mă provoacă. Știți cât de mult locuiește Dumnezeu în noi? Cât de mult ne știm înfrânat. Cât de mult putem birui lucrurile acestea din lume. Dar ce-am doresc în această zi? Înainte să mergem la rugăciunea pe care noi obișnuim să o facem și noi ieri, în care să cerem acordul de principiu al lui Dumnezeu pe care El va transmite la nivelul gândurilor. La nivelul gândurilor, la nivelul inimii, îți va da un sentiment de pace. În tine însuți vei simți dacă să faci pasul să stai împreună cu El sau nu. Depinde de viața pe care o duci. Apostolul spune în 1 Corinteni, fiecare dintre voi să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din trupul acesta și să bea. Sau din pâine și din rodul viței. Aș vrea să facem lucrul acesta ca și aplicație. Să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să vin înaintea Ta. Tu m-ai făcut un copil al Tău. Și mă recunoști dacă eu am murit față de lume. Aș vrea să mai transmit bisericii, nu știu de ce Duhul Sfânt mă întoarce tot aici. Puterea unei biserici nu stă în forța cântării. Puterea unei biserici nu stă în puterea predicatorului de a transmite cuvântul. Puterea unei biserici stă în a avea însăși pe Dumnezeu în toată slujirea. Amin. Pe Dumnezeu în toată slujirea. Amin. Și atunci când Dumnezeu își pune amprenta în tot ce facem noi aici, dragii mei, oamenii vor auzi despre Dumnezeu. Ascultați-mă, de Matei Sătulă, în primul rând, familia mea. Copiii mei zice, iarăți, spui, tată. Câteodată numai se uită soția mea la mine și nu dau seama că trebuie să-mi schimb atitudinea. Da? De tine și de tine sunt sătuți toți ceilalți. O singură foame generează o atracție unitară. Foamea după Dumnezeu.
Și că noi vom crea cadrul acela ca Dumnezeu să se manifeste între noi, dragii mei. Oamenii îl vor găsi pe El. Și îmi doresc Dumnezeu să lucreze aici. Dumnezeu să fie în Biserica Betania. Amin. Numărul 1. Nimeni nu este mare aici. Un singur nume este onorat. Iisus Hristos. Amin. El a murit pentru noi. Amin. Și oamenii pe El îl caută. Amin. Și dacă eu știu să mă fac mic și să-L ridic pe Hristos și să arăt că El este Domnul vieții mele, El m-a mântuit, El m-a salvat. Dumnezeu va fi onorat prin slujirea mea, prin viața mea. De aceea am dorit să mergem la împărtășirea aceasta, punându-L pe El în oglindirea acelui soare frumos și să-L vedem pe El. Să spun, Doamne, vreau să fiu și eu ca Tine. Vreau să fiu un om care să nu fac ce face lumea, să fug de lume. Să-mi întorc spatele la lume. Știți cântarea ce-am cântat-o că eram îmbrăcați în alb? Renunț la lume, la lume, dar nu la Iisus. În urmă-i lumea, înainte Iisus. Dragii mei, știu că e greu. Mă uit de multe ori la expresia bisericii unde o slujesc, pentru că o cunosc cel mai bine. Betania din Câmpia Turzii. Și când le spun lucrurile acestea simple pe care Scriptura ne le învață, tot se uită cu un semn de ne... Așa. Nu înțelegem. Oare cum o fi, frații mei? Lucrurile sunt foarte simple. Ecuația mântuirii și a pocăinței înseamnă una. Întoarcem spatele la lume, îl urmăm pe Hristos și El e totul în tot. Slăbiți să fie numele Lui. Și dacă mergem așa, Dumnezeu va onora, viața noastră va binecuvânta. Amin. Și Dumnezeu va spune, am un om la Chior, am un om la Mönchengladbach, am un om, știu unde stați dumneavoastră. Nu știu să zic, să nu mă întorc. Am un om și pe ăla iubesc. Și din pricina Lui binecuvintez. Din pricina Lui onorez slujirea. Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Aș vrea să-i vin din nou pe frații cântăreți, să mai cântăm o cântare, grupul care a cântat. Și apoi aș vrea să ne apropiem de momentul când să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Aș vrea să fac o invitație tuturor care sunteți aici și aveți botezul în apă, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Nu vă oprește conștiința voastră să faceți lucrul acesta. Fiți bună cu noi la părtășia aceasta. Dumnezeu să fie onorat și prin unitatea noastră. Aceasta a fost una din ideile care a pus de la ora de rugăciune, prin tot ce s-a făcut. Și să fim una în lucrarea aceasta și să spunem, Doamne, sunt mântuit datorită Domnului Hristos și vin să-mi primesc.